Motanul încălțat. Yeah! Cu puțin timp înainte de a muri, un morar foarte sărac și-a chemat alături cei trei fii și le-a spus: ție, fiul meu cel mare, îți las moara. Ție, fiule mijlociu, îți las măgarul ca să-ți poți câștiga existența. Iar ție, care ești cel mai mic, îți las motanul meu. Fiul cel mic a hotărât să plece în lume cu motanul său. Îți pot fi de folos. Dă-mi un sac și o pereche de cizme și îți voi demonstra, i-a spus animalul. Astfel că motanul încălțat a plecat hotărât să prindă niște iepuri. A umplut sacul cu iarbă, l-a desocul la gură și, când unul dintre iepuri a intrat în el să mănânce iarbă, haț! Motanul a legat sacul și a plecat către palat. Din partea stăpânului meu, marchizul Tarabas, vă aduc acest iepure frumos, i-a spus motanul regelui. Mulțumește din partea mea, a zis regele foarte încântat. În zilele următoare, motanul i-a dus regelui o puternică, un iepure de câmp și multe alte daruri din partea marchizului de Carabas. Când a aflat că regele venea să se plimbe pe lângă lac împreună cu fiica sa, motanul i-a spus stăpânului său să se dezbrace, să intre în apă și să înceapă să strige după ajutor. În momentul în care regele și prințesa se apropiară de lac, în trăsura lor, motanul început să strige: ajutor! Ajutor! Marchizul de Caraba se neacă! Când auzi una ca asta, regele își aminti de cadourile marchizului și își trimise oameni să-l salveze și să-i ducă niște haine demne de un marchiz. Prințesa, care se îndrăgostise pe loc de tânărul marchiz, îl invită să se așeze alături de ea în trăsură. Regele spuse: vreau să văd acele câmpii pe care nu le cunosc. Sunt toate ale stăpânului meu, domnul marchiz de Carabas, zise motanul și o luă la fugă. Motanul a trecut pe lângă niște țărani, pe care i-a avertizat că se apropie regele și că îi trimitea la război pe toți cei care nu spuneau că acele câmpii erau ale marchizului de Carabas. Și astfel, când regele a ajuns în dreptul câmpiilor și i-a întrebat pe țărani ale cui erau, ei au răspuns: ale stăpânului nostru, marchizul de Carabas. După aceea, motanul a alergat către castelul căpcăunului. Sunt căpcăunul cel mai periculos. Pot să mă transform într-un animal sălbatic, răcni el în timp ce se transforma într-un leu feroce. Să vedem dacă poți să te transformi și într-un animal mic. Cum ar fi șoarecele, spuse motanul. Zis și făcut. Atunci motanul înhață șoarecele și îl mănâncă. Apoi se puse pe așteptat alaiul regesc. Al cui este acest castel frumos? Întreabă regele. Al stăpânului meu, marchizul de Carabas, răspunde motanul. Și cum fiul morarului și prințesa se îndrăgostiseră unul de celălalt, regele nu a mai stat pe gânduri și i-a căsătorit. Și toată lumea a fost fericită.